Bun găsit la ediție specială. Este o ediție specială pentru că o facem pe platforma Skype. Discutăm în această seară cu directorul casei Corpului Didactic din Galați, profesorul Laurențiu Ichim. Bună seara, domnule profesor. Mulțumesc că ați acceptat invitația de a intra prin Skype să ne spuneți ce faceți, ce activități întreprindeți la dumneavoastră la casa Corpului Didactic. Deci, bună seara. Bună seara, bine ne reîntâlnim și în această formulă inedită. Aș vrea să spuneți pentru început, cum este afectată activitatea casei Corpului Didactic sau dacă este afectată până la urmă sau să reușiți să găsiți o variantă de a vă desfășura activitatea? Bun, toate activitățile, din păcate, sunt cât de cât afectate și implicit și a noastră. Însă am găsit soluții, mai ales că noi avem șansa de a lucra foarte mult cu colegii noștri și de fapt cu toți beneficiarii cursurilor de formare și în variantă online. Platformele și lucru pe platformă e deja uzual la noi. Avem majoritatea programelor în format blended learning, atât varianta și componenta față-înfață, cât și componenta online. Și am reușit în ultima perioadă să ne adaptăm și să putem în continuare funcționa, de data asta exclusiv online. Da, ne lipsește interacțiunea directă, ne lipsesc întâlnirile față în față, lipsesc toate activitățile pe care le-am avut de cooperare directă. Pe platforme mai greu să lucrez colaborativ, există și posibilitatea asta, dar e un pic mai dificil și nici noi nu avem încă abilitatea de a fructifica toate avantajele pe care o platformă ne le pune la dispoziție. Sperăm să ne adaptăm cât mai repede și să mergem spre o, nu știu, câștigare a tuturor acestor timp care uneori par morți, dar ei nu sunt. Majoritatea colegilor noștri lucrează acum, chiar discutam, noi am avut întâlniri și avem aproape, nu chiar zilnic, dar la două zile ne întâlnim pe platformă și discutăm între noi. Colegele mele încearcă să adapteze programele în așa fel încât latura de componenta, de fapt, nu latura, componenta online să fie cât mai bine fructificată. Din păcate, sunt și niște aprobări de luat și sperăm cât mai repede să putem furniza programe de formare exclusiv pe platformă, în așa fel încât colegii noștri să nu fie prejudiciați din punctul ăsta de vedere. Vreau să vă întreb. Știu că data trecută discutam că ați început niște cursuri de formare. Lucru foarte bun. Și ce se întâmplă acum cu acele cursuri? Ele continuă în varianta online sau sunt suspendate și vor fi reluate după ce se termină cu pandemia asta? E o veste foarte bună pentru noi, pentru profesori. E modul în care s-a mișcat ministerul, atât doamna ministru, cât și coordonatorul proiectului pe care îl implementăm cu cea mai mare bucurie. Proiectul CRED, așa cum îl, de care discutăm așa prescurtat. Ei, toată componenta întâlnirilor față în față care ar fi trebuit să fie, printr-o aprobare venită de la autoritatea de management, s-a transformat în componentă online. Sunt într-adevăr și niște, cum să spun, niște modificări pe care le-am făcut. O componentă față în față avea 8 ore în care se lucra inclusiv pe echipe, se dezbăteau activitățile, erau puse. Ei, acum fiecare activitate de 8 ore am împărțit-o în 4 webinarii, a câte 2 ore fiecare. Corect, vă dați seama să stai în fața calculatorului acum 8 ore și să în fața calculatorului e greu și e mult mai greu în momentul în care interacționez cu o grupă, discutăm de la 22 la 25 de colegi. În momentul în care ai 22 de voci care vor să se facă auzite în același timp, apare și o distorsiune. Am încercat. Avem o platformă care funcționează extraordinar de bine sub Google. Nu cred că e reclamă, e Meet-ul. E o platformă pe care ministerul a pus-o la dispoziția proiectului dinainte de a fi măcar discuția despre nefericirea asta care s-a abătut asupra noastră tuturor, dar de care sper să scăpăm cât mai repede. Deci, adică ați fost cu un pas
înainte, cumva și un lucru bun. Cei care au gândit programul au gândit extraordinar de bine. Componenta față în față ocupa 50% din curriculumul proiectului, componenta online 50%. În cadrul componentei online, care presupunea și încărcat de teme și dezvoltarea de subiecte, erau și o componentă de webinarii, deci aceste întâlniri față în față prin intermediul camerei. Dar erau doar 5 webinarii, a câte 2 ore din cele 60 de ore, da? 50 de ore de lucru individual pe platformă, 10 ore webinar. Acum orele față în față rămase s-au transformat în webinarii. Iar colegii se adaptează destul de repede, pentru că înainte de a începe noi derularea în această formulă, continuarea de fapt în această formulă a proiectului, colegii au început deja să discute cu elevii, să intre pe platforme, să-și țină orele pe platformă, să interacționeze cu clasa, pentru că e nu numai neplăcut să nu fii la școală, dar chiar e un disconfort psihic, pentru că în momentul în care îți alegi meseria de profesor, nu alegi pentru că te îmbogățești, nu alegi pentru că nu știu, ți oferă nu știu câtă faimă, nu alegi pentru că ți oferă satisfacții imediate, ci o alegi pentru că e o meserie care... Bine, presupune și interacțiune cu oamenii și atunci ești dependent cumva de treaba asta. Gândiți-vă, discutam despre începerea anului școlar cu mai mulți dintre colegi, despre diversele variante care vor fi luate în calcul și care vor fi alese de minister pentru a începe activitatea didactică. Niciunul dintre colegi nu... cel puțin dintre cei cu care am discutat eu, nu era reticent la întâlnirea cu ceilalți. Și totuși, am zis, oricum o perioadă va trebui să învățăm să conviețuim cu o situație care presupune mai multă atenție. Să ne protejăm mai mult unii pe alții, nu știm coborârea și toți specialiștii în medicină nu sunt unul dintre, dar toți spun că va fi o coborâre lentă, că există posibilitatea de infectare ulterior. Colegii mei abia așteaptă să vină la școală și cu oricare doză de grijă față de elev, dar simt nevoia să cred că eu știu, cu niște condiții stricte de igienă, s-ar putea, bine, asta specialiștii o să decidă ce și cum și când va fi treaba asta, dar dacă o să înceapă acea pantă descendentă, chiar lentă să fie și se stabilește de la nivel central că ar putea relua... și-ar putea relua activitatea și școlile și, eu știu, alte întreprinderi și ce-o mai fi legat de stat sau care domenii care presupun aglomerări de personal. Aici la școală, dacă, eu știu, dezinfectezi bine clasele, copiii au măști, cred că o să fie măști obligatorii, habar n-am, nu putem să ne dăm cu părerea, putem doar să facem niște mici scenarii și să ne dorim să ieșim mai repede din tragedia asta până la urmă. Dar ce se întâmplă cu... Adică observăm, clar, e o activitate mai încetinită și la dumneavoastră acolo. Vă înscrieți în calendarul pe care vi l-ați propus pentru anul ăsta sau veți concentra mai multe proiecte, mai multe activități pe repede înainte ca să ajungeți până la urmă la targetul pe care vi l-ați stabilit la începutul anului? Din păcate, nu cred că vom reuși să ajungem la indicatorii de performanță pe care ne-am stabilit, dar împreună cu echipa pe care o am și pe care o felicit pentru modul exemplar în care lucrează și în care a înțeles să se miște rapid, să ne adaptăm situației nu confortabile, dar pentru noi nu 100% inedite, vom reuși să ne apropiem. Singura noastră grijă e... ține de colegii noștri profesori care aveau la rândul lor planificate niște cursuri de formare, erau înscriși la niște cursuri de formare, a trebuit, pentru că nu avem componentă online și totuși trebuie trecută printr-o parte de avizare, noi trebuie să adaptăm programele noastre să poată fi compatibile cu utilizarea unei platforme. Singura mea grijă este că nu vom reuși suficient de repede să facem lucrul ăsta și să obținem o performanță maximă în ceea ce dorim noi să
livrăm. Dar, așa cum e știut, noi nu avem vacanță pe perioada verii. Putem lucra în continuare și lucrul ăsta o să-l și facem. Colegii noștri care își vor dori să participe la cursul de formare vor avea posibilitatea să o facă și în perioada vacanței. Acum nu știm exact când va fi vacanța, cum se va modifica, dacă se va modifica structura anului școlar. Clar este că nu se îngheață anul școlar și asta este un lucru bun. Asta vreau să vă întreb acum, nu știu cât puteți dumneavoastră să ne spuneți oficial, sau, dar din ce ați auzit, îngheață anul școlar, nu îngheață, se găsește o formulă de a trece și eu știu, copiii să poată, elevii să poată trece peste anul ăsta fără să-l piardă? Ați văzut că au fost mai multe zvonuri care au circulat în spațiul online, dar a fost și o poziție fermă a doamnei ministru, care a spus clar, este exclusă închiderea anului școlar, blocarea anului școlar, înghețarea anului școlar. Bun, ar fi un lucru de nedorit, nu neapărat pentru cadrele didactice, clar și pentru cadrele. Până la urmă, ca să discutăm, profesorii își vor primi salariile că îngheață anul, că nu îngheață, activitatele merge. E problema de elevi. Sau nu. Nu e o neapărat nevoie să primească salariile, că colegii noștri ar putea avea și ghinionul ăsta într-un scenariu extraordinar de să mai taie de salarii. În care să se taie sau în care o perioadă salariile să nu se plătească. E un lucru cu care, Doamne ferește, nu dorim să ne confruntăm. Păi, cine își dorește? Că toate deciziile bine luate la nivel guvernamental, la nivelul Ministerului Educației și Cercetării, vor conduce și, bineînțeles, apelăm, de asta și facem tot ceea ce ține de noi, să transferăm în online activitatea, să transferăm activitatea într-o interacțiune indirectă, dar continuă, atât cu elevii, cât și cu părinții, cât și cu colegii profesori, pentru a reuși să respectăm această măsură a distanțării sociale care nu ne bucură. Clar, nu există cineva la ora actuală, dacă e să fim cinstiți și să discutăm fair, să-și dorească distanțare socială. Nu. Da, corect, noi ne-am obișnuit să discutăm, dar acum v-ați obișnuit cu varianta online? Vă este bine, dumneavoastră bănuiesc că v-ați adaptat mai repede. Mai sunt totuși colegi de-ai dumneavoastră care poate sunt aproape de vârsta de pensionare și pentru ei joacă asta prin calculator cred că e mai greoaie, mai delicată, mai solicitantă. Dumneavoastră v-ați obișnuit cu online-ul? Vi se pare la îndemână totuși până la urmă? Nu, să știți că foarte mulți colegi s-au obișnuit rapid, mai ales că foarte multe școli au pus la dispoziție rapid platformele. Informaticienii din școli sunt niște colegi extraordinari. Cu toții suntem ca o echipă, ca o familie. Asta și foarte au bine, intervenit cu TeamViewer, cu celelalte programe care sunt folosite în așa fel încât să optimizeze. Din păcate, nu au toți elevii și aici nu vorbim doar de ceea ce numim noi generic liceele de stradă principală sau școlile de stradă principală. Nu avem în toate localitățile o rețea care să permită streamingul video. Dumneavoastră sunteți specialist în domeniu, știți foarte bine că pentru a susține o activitate online trebuie și o anumită calitate a internetului. Asta da. Avem și familii care sunt necăjite, avem și copii necăjiți, mulți. Am reușit, în schimb, să facem un lucru respectând rigoarea distanțării sociale, a întâlnirii a nu mai mult de 3. Am rugat colegi care au, să spunem, resurse mai mari, mai bune, da, să le transmită celorlalți colegi documentele pe care noi le punem pe platformă, micro-înregistrările, în așa fel încât să le poată vedea și offline. Sunt foarte mulți copii care au calculatoare mai vechi, care nu au cameră, dar care au box, corect, care pot auzi și care pot interacționa pe chat. Adică oricum vă confruntați totuși cu câteva situații pe care trebuie să le depășiți într-un fel sau altul. Întotdeauna sunt variabile și întotdeauna te confrunți, în fiecare zi te confrunți cu ceva nou, în fiecare zi ai câte o situație nouă. Dacă vrem să spunem că totul este perfect și minunat, n-are rost, ne mințim pe noi înșine, dar nici nu credeți cât de mult ne bucurăm să vedem că lucrul ăsta funcționează. Sper, mă rog,
nu știu, invoc divinitatea, mai ales când ne apropiem de cea mai importantă sărbătoare a creștinătății, să treacă această tristă experiență a vieții noastre cât mai repede, să ne întoarcem la ceea ce știm să facem, dar gândindu-ne retrospectiv am învățat un lucru, că întotdeauna, indiferent cât îți este de bine, e nevoie să gândești că se va întâmpla poate ceva nefericit și să ai o variantă de backup. Și aici ne gândim nu doar la vreun eveniment de genul ăsta pe care nu dorim să-l mai trăim, cel puțin în existența noastră, a copiilor și a nepoților noștri, dar ne gândim la vicisitudine ale naturii, ne gândim la Doamne ferește, la inundații, la un viscol, la o iarnă mai dificilă. Bine. Și iată, școala, dacă se amână, poate fi transferată rapid pentru perioada asta, pentru o anumită componentă, pentru că nimeni nu va înlocui în totalitate interacțiunea față în față dintre elevi și cadrul didactic. Iar mulți dintre colegii noștri au simțit acum ce înseamnă o interacțiune fracturată și mulți dintre copii. Mă bucur că au înțeles și mulți dintre părinți că activitatea noastră presupune un efort specific. Mulți spune, bă, câteva ore la catedră. Ei, alea câteva ore la catedră înseamnă interacțiune și răspuns prompt. Corect, acum da. Toate temele elevilor mei, de exemplu, mi se întorc pe canale separate, fiecare îmi transmite în canalul lui, intru, modific acolo, pe când în momentul în care un lucru lipsește, iarăși mă nemulțumește că lipsește, acea interacțiune dintre ei, corect, în timpul orei, da? Unul citește tema, unul oferă un răspuns la una dintre întrebările lansate, ceilalți interacționează, găsesc completări, lucrul ăsta lipsește și, într-adevăr, interacțiunea față-față în sistemul de educație contează extraordinar de mult. Putem face un salt așa imaginar în timp să presupunem, revin lucrurile la normal mai repede. Nu o să vă lipsească varianta asta online? V-ați gândit cum vă readaptați la vechea metodă? Nu trebuie să ne readaptăm la vechea metodă. Vechea metodă e în sângele fiecăruia. Aici discutăm despre un adjuvant. În schimb, un lucru foarte important va rămâne. Va rămâne această componentă online de folosit în continuare. Sunt anumite portofolii care se pot dezvolta pe componentă online. Sunt anumite teme care pot fi, nu teme cu sensul de temă pentru acasă, da? Teme de dezbatere care pot fi urcate în mediul online sub formă de documente colaborative, iar elevii să poată adăuga pentru o perioadă mai mare de timp pe o structură de tip portofoliu elemente care să ofere niște realizări chiar deosebite. Da, chiar bun, deci până la urmă, să zicem, putem lua și partea bună din nenorocirea asta, faptul că ați reușit să dezvoltați o platformă online destul de bună, care să vă ajute în activitate atât cu colegii, cu cadre didactice, cât și cu elevii. Deci eu, până la urmă... Mai avem șansa de a fi descoperit o grămadă de resurse pe care, în mod normal, nu le-am fi căutat. Fiecare dintre noi a căutat să se adapteze, căutând și schimbând între noi informații, beneficiind de sprijinul extraordinar al multor instituții, atât multinaționale cât și naționale, al multor companii, al multor dezvoltatori IT, s-au creat instrumente extraordinar de interesante de folosit. Chiar pentru, am văzut câteva instrumente minunate pentru clasele foarte mici sau chiar pentru grădiniță. Câteva activități făcute online la ore fixe, inclusiv păstrând rigoarea somnului de prânz, dacă este să vorbim de cei mici, sunt lucruri care ne vor ajuta. Da, eu și o disciplină, până la urmă, pe care, mă rog, care este bună pentru cei mici, mai ales, învață și ei, doamne, la ora X trebuie să fiu și discut cu profesorul, cu învățătorul, cu ce are. Lăsând partea profesională la o parte, trebuie să vă întreb și ce veți face de sărbătorile pascale, pentru că da, ca fiecare dintre noi bănuiesc că v-ați făcut un plan. Deci, dumneavoastră, personal, ce faceți?
Niciodată până acum, dar iată că e un odată în viața fiecăruia, nu am lipsit de la întâlnirile cu familia. Însă, ținând cont de faptul că părinții mei, dar și socrii mei sunt în vârstă, de data asta o să ne vedem, dar iată, tot așa, online, chiar folosind Skype-ul și o să avem o întâlnire de familie pe Skype. Voi rămâne acasă. Voi rămâne acasă așa cum în momentul de față sunt în instituție, dar toate colegele mele sunt acasă. Este un program pe care l-am făcut și am împărțit în așa fel încât să limităm și noi posibilitatea de a ne contacta această minune de virus. Voi rămâne acasă, voi rămâne cu soția și cu fiica mea, voi aprinde o lumânare, mă voi ruga bunului Dumnezeu să fie bine pentru fiecare dintre noi, pentru că binele individual contează mult mai puțin decât binele colectiv. Suntem cu toții și aici am observat, acum am constatat cât de importantă este relaționarea și binele colectiv. Și bunul Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să trecem peste această perioadă, să ne ofere puterea de a crede că în noi și în disciplina noastră și prin credința în Dumnezeu vom avea izbăvire. Deci, nu veți participa la slujba de înviere, dar totuși, ca noutate, vă anunț eu. Mă mai auziți? Da? Da. Auzi, da? Ca noutate, TV Galați transmite și slujbele din Joia Mare, Vinerea Mare și de Noapte Înviere, transmite în direct din catedrală și pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei și pe TV Galați, dar și pe televizor, pe cablu, astfel încât, eu știu, slujbele să poată ajunge în casele fiecărui gălățean și astfel să se realizeze, eu știu, și o conexiune, până la urmă, între gălățeni prin intermediul slujbei. Adică dacă aveți timp, puteți uita, bineînțeles, la slujbe și treceți mai ușor. Mare bucurie, ca de fiecare dată mă voi uita. Vă felicit pentru inițiativă și, bineînțeles, pentru bucuria pe care o veți face fiecăruia dintre locuitorii Galațiului, pentru că o sărbătoare detalia sărbătorilor pascale e ceva care e mult mai apropiat sufletului nostru atunci când acea lumină vine pentru toți odată din interiorul nostru prin mâna lui Dumnezeu. Corect, ați vorbit ca din cărți. Acum, pe final, mai avem timp doar pentru a transmite dumneavoastră un mesaj de Paște celor dragi, colegilor, cui vreți dumneavoastră. E greu să găsești cele mai potrivite cuvinte. E cea mai importantă sărbătoare a creștinătății. Fiecare dintre noi, de data asta, va trebui să o gustăm inedit. Haideți să ne dea Bunul Dumnezeu sănătate și putere să trecem peste asta. Tuturor sărbători cu bine, sărbători cu multă sănătate, înțelepciune, smerenie și, deși e înainte de moment, dar probabil nu vei mai avea ocazia, tuturor gălățenilor, dumneavoastră, tuturor colegilor noștri, elevilor, părinților, Hristos a înviat. Da, adevărat, am via, vă răspund și eu, pentru că oricum o să difuzăm emisiunea și în zilele de Paște, pentru că este o emisiune interesantă și nu dezbate un anumit subiect al zilei, deci o emisiune atemporală, dar e un lucru bun. Vă mulțumesc, domnule director, pentru prezența în platoul nostru prin platforma Skype, dar totuși este bine, și pentru ceea ce ne-ați spus despre activitatea pe care o desfășurați. La rândul meu vă doresc sărbători fericite alături de cei dragi. Vă mulțumesc și vă mai aștept și altă dată, bineînțeles, cu noi amănunte despre activitatea pe care o desfășurați. Și eu vă mulțumesc, mult succes în tot ceea ce faceți și Doamne ajută să trecem cu binele Tău. Asta ziceam și eu. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți pe TV Galați.